Foarte rar simt dorința de a spune ceva. Aș dori foarte mult să clarific niște lucruri legate de conspirații, de zvonuri, de bârfe și tot ce este legat de proiectele noastre, proiecte care sunt făcute cu un singur scop, de a face lucrarea Domnului. Acum 10 ani de zile am început cu Florin un proiect, tot în spiritul acesta, de a face lucrarea Domnului. Am avut multe contestații, am avut multe lupte, însă eu acum nu am intenția de a da în cineva sau de a denigra cineva sau critica pe cineva. Doar vreau să clarific intențiile noastre pe care le avem. A urmat să construim această biserică, după ce s-a înființat această biserică în care ne aflăm, a venit Cornel Dăvășan cu ideea de a face un post de televiziune. Imediat după ce s-a aflat lucrul acesta, am fost sunat de președintele pe vremuri, fratele Tomoyoga, și mi-a pus o întrebare. Frate, nu crezi că ar fi bine să sprijinim Speranța TV și să avem doar o singură televiziune? Răspunsul meu a fost, frate, crezi că poate să fie suficient de televiziune în lumea asta de a face lucrarea lui Dumnezeu? El ca diplomat și politician care a fost, bineînțeles că a încercat să mă îmbârlege, dar n-a reușit. Și până la urmă l-am constrâns și am spus, spune da sau nu, altceva nu vreau să aud. Și a spus, sigur că nu. Mi-am dus mai departe până în ziua de astăzi, după atâția ani de zile, de când suntem cu Speranța. 4 ani, toți pastorii din biserica noastră au interdicție de a veni la noi în emisiuni. Eu permanent am spus, pentru nicio problemă, dacă asta este voia de lui Dumnezeu, înseamnă că este bine pentru noi. Și până acum s-a dovedit că a fost bine pentru noi că n-au venit. Dacă o să vină într-o zi, atunci va fi bine tot pentru noi. Acum 2 săptămâni am aflat că noi am invitat acest post de televiziune doar de a distruge sau face rău Speranței TV. Mario este cel mai elocvent și cel mai bun martor. Întotdeauna am spus așa. Eu nu mă pricep în TV, el când mă întreabă de un sfat, îi spun, Marius, niciodată nu o să treabă un chirurg pe femeia de serviciu când operează, că eu nu mă pricep ce înseamnă TV, să ți încimă lucrarea în TV. Au libertate totală și ei trebuie să răspundă în fața lui Dumnezeu, nu în fața mea. Singura condiție pe care am pus-o, asta am pus-o și la Florin și lui Marius și toți care lucrează la 7 TV sau în proiectele noastre, a fost, sub nicio formă nu avem voie să denegrăm Speranța TV sau mai puțin biserica. Biserica este biserica mea, biserica voastră, noi facem parte din această biserică, o biserică pe care o iubim. Și niciodată nu o să dăm această biserică sau să facem de favor acestei biserici. Singurul scop pe care îl avem este de a face lucrare. Cu conștiință împăcată, cu toată deschiderea, în niciun caz nu vrem să facem ceva cuiva un defavor sau să dăm în lucrarea lui Dumnezeu în alte părți. A urmat proiectul de muzică. Am spus că nu avem muzică profesională, creștină, în această țară. Am adus pe cei mai buni muzicieni aici la Brașov ca să facem muzică adevărată. Ca să aflu acum 1 săptămână, cu o biserică din țară, nu vreau să spun care, nu le-a permis sau nu le vor permite să cânte la ei, că sunt plătiți de maurer. Eu vreau să fac o precizare aici. Maurer nu plătește pe nimeni, Dumnezeu le plătește pe toți. Pentru că ce are maurer este a lui Dumnezeu. Eu sunt doar un amărât gestionar a bunului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Și sper că frații care au împrăștiat atâta nedreptăți, atâta conspirații, să înțeleagă că tot ce facem noi aici facem doar cu un singur scop, de a face lucrare, nici de cum pentru noi. Eu întotdeauna am vrut să stau în spate, nici n-am vrut să se afle că eu sunt în spate la ceva, pentru că nu consider că sunt important și niciodată n-am făcut ceva să-mi creez un cult personal. Ultima știre pe care a fost, fratele Cuman Iacob m-a sunat și m-a întrebat dacă am o bucată de pământ pentru el. Nu pentru el, pentru biserică. Precizez, nu știu ce înseamnă proiectul Cuman, eu știu doar atâta. Nici măcar nu fac parte din grup. Eu știu doar atâta. Am obligația,
Întotdeauna când pot, să ajut să facem lucrare. Asta e singura obligație pe care o simt în viața mea, iar când cineva vrea un ajutor pentru a crea o biserică, pentru mine este ca un fel de poruncă, dacă pot să ajut, atunci o ajut. Că noi vrem să ne separăm cu biserica de aici, că ăsta e scopul nostru. Sunt niște prostii, repet, niciodată nu o să fac eu politică în biserică și dau niște decizii. Eu tot timpul am niște consilieri, Marius, Florin, Mihai Onu, care sunt foarte apropiați de mine și când iau niște decizii, le iau pentru că mă sfătuiesc și cu alții și nu iau decizii doar pentru a mă afla eu în treabă și să fac ceva. Legat de proiectul de muzică sau de proiectul TV sau toate proiectele misionare care vrem să le sprijinim, o facem pentru că așa simțim. Așa simțim să facem ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu care ne ține în viață și Dumnezeu care ne dă ceea ce avem și nu o face pentru noi. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. M-aș bucura, înainte să lanseze cineva ceva împotriva noastră, să vină la noi ca la un frate, îl așteptăm cu brațele deschise la un dialog. Eu așa concep să fie o biserică, așa concep să fie o frăție, de a discuta unul cu altul și dacă avem ceva, o problemă cu el, atunci să mergem să discutăm înainte să lansăm ceva pe la spatele lui, să mergem să vorbim direct cu el. Am simțit o anumită povară, pentru că tot timpul, de ani de zile, de când am început cu proiectul cu Florin, tot timpul am fost contestați. Dar nimeni n-a venit să vorbească cu noi. Și asta este dureros. Eu am înțeles altcumva o dragoste frățească și o relație între frați. Însă, singurul lucru care putem să facem este să ne rugăm să schimbăm aceste lucruri și să facem ceva. Este foarte trist de a vedea că nu se face mai nimic în biserici și noi ne-am propus să facem ceva. Și din cauza asta am făcut aceste proiecte. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.